Clubul? Clubul? Ce a zis, dragă? A zis clubul. Umoriștilor. Combate stresul garantat. Mama, poți să mă duc în curte să mă joc? E, joacă-te în casă, puișor. Eu vreau să mă joc cu Fanet. Tocmai cu el ți-ai găsit, care e un obraznic. Dar eu sunt cu minte, nu-i așa? Tu ești cu minte, mamă. Foarte bine, atunci mă duc să se joace Fanel cu mine. Nu se poate, drag. Păi, dar în casă n-am cu ce să mă joc. Joacă-te și tu frumos cu o carte de aritmetică. Cum? Fă o problemă și dacă ți-e rezultatul, faci și o hartă la geografie. Mama, dar nu am cu lecțiile, vreau să mă joc, vreau să mă joc. Bine, bine, uite, îți dau voie să te joci cu aspiratorul de praf. Ura, ura, mă joc cu el de elefantul. Da, elefantul? Adică cum? Păi simplu, umplu aspiratorul cu apă și când îl pun în priză, elefantul aruncă apă prin trompă, uite așa. Gigele, dragă, nu pune mâna pe aspirator. Păi n-ai spus matale? Nu, altceva, caut altceva, uite, aspiratorul nu e o jucărie. Uite, joacă-te mai bine cu cuburile. Păi nu le mai am. Dar ce ai făcut cu ele? Am făcut schimb? Le-am dat lui Machie, piciu de la parte. Ai făcut schimb? Și ce-ai luat pe ele? Un loz în plic. Machie spunea că se poate câștiga cu el o mașină, dar el e prea mic și n-ajunge la pedal. Formidabil, formidabil, Gigele, ce-ai să mai născocești, dragă, poftim. Acum ai schimbat și cuburile. Vreau să mă joc. Uite, vreau, știi să ceva? Vreau. Ia, stai, dragă, mi-e doare capul, nu mai țipa așa. Deschide aparatul de radio mai bine, poate se transmite ceva și pentru tine. Hai. Poate. Jucării pentru copii. Fantezii și melodii pentru mici. Bravo, stai cu minte și ascultă, Gigele. Și pentru mari. Și matale, mama. Voi copii, ne aduceți bucurii. Radio divertisment de Eduard Jurist. Radio-divertisment. Iar pui, dragă, întrebări la care nici cei mari nu știu să răspundă. Zău, taci odată și ascultă, dragă. Păi ce să ascult? Auzi acolo pe unul comic care îi face ca rața, ca mașina, ca trenul. Vezi? Nu ți-am spus eu? Ce vrei, puișor? Eu vreau ca Abba și ca Bonnie M. Jucării pentru copii. Ai auzit? Jucării ai vrut, jucării ai căpătat. Las că știu eu. Totdeauna când sunt jucării pentru copii, se joacă alții cu el. Alții? Care alții? De exemplu, Dem Rădulescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Ion Lucian, Rodica Sanda Tituianu, Coca Enescu, Micu Constantin, Paula Rădulescu, Valeria Ogășanu, Alexandru Arșinel, Janin Stavarache, Alexandrina Halic, Ileana Șerban, Adelina Rădulescu, Genoveva Preda și Ștefan Mihăilescu Brăila. Gigele, fii cu minte, ai să strici tranzistorul. Păi n-ai spus, matale, să mă joc cu el? Ascultă, Gigele, dacă nu te astâmperi, îl chem pe Bau-Bau. Bau-Bau? Cine e Bau-Bau? Bau, Bau, Bau-Bau. Aoleo, sunt cu minte, uite, stau și ascult. Noapte bună, părinți. Părinți, astă seară eu am să vă povestesc povestea cu Alba Lux și cei 7 mitici. Alba Lux
Era o prea frumoasă mașină de spălat electrică pe care o responsabilă de magazin urâtă și hapsână o alungase în pădure. Acolo în pădure trăiau cei 7 mitici. Mitică somnorosu, mitică pofticiosu, mitică mofturosu, mitică pârciosu, mitică bătăiosu, mitică sfiosu și mitică invidiosu. Trăiau ei acolo în pădure și spălau rufele în familie, pur și simplu într-o albie, fără detergent și fără mijloace moderne de fierbere, limpezire și stoarcere, fără binefacerile aparatelor menajere de folosință îndelungată. Și iată așadar că într-o zi, când cei 7 mitici s-au întors pe 7 cărări cântând ca în pădure, ce să vezi? În căsuța lor își făcu apariția neasemuit de frumoasa Alba Lux, cu binecunoscutele ei performanțe și avantaje economice pe care le apreciază orice gospodină. De bună seamă și cei 7 mitici au înțeles imediat că trebuie să intre și ei în rând oamenilor care își spală schimburile rate și s-au grăbit să completeze formele de plată corespunzătoare. Au găsit ei firește și mijlocul de a o îmbuna pe hapsuna responsabilă de magazin care se credea o adevărată împărăteasă. Dar când miticii noștri au pus mașina de spălat în priză, au constatat că e adormită pe vecie. Mulți s-au mai întristat și s-au mai jelit cei 7 mitici pe la toate cooperativele care asigură întreținerea acestor bunuri în perioada de garanție, că pe urmă puțin le pasă. Nimic nu s-a putut face, neaflându-se piese de schimb necesare. Dar iată că într-o zi s-a bătut pe acolo prin pădurea miticilor un prinț. Mergea falnic într-o caleașcă domnească adusă din import, iar el însuși era îmbrăcat în haine scumpe și fuma țigări aduse de peste mări și țări. Dar cum s-a uitat el așa la frumoasa Alba Lux, numai ce a zâmbit și a spus: auzi, mitica? Da! Au răspuns cei 7 într-un glas. Îmi dați o primă dacă o readuc eu la viață? Îți dăm! Au răspuns miticii mici la stat, dar darnici din fire. Și numai ce a schimbat prințul un șurubel de plastic ce nu se găsea în comerț și mașina de spălat a revenit la viață. Și mulți s-au mai bucurat cei 7 că le venise prințul în ajutor. Și ce-a mai fost, v-aș povesti. Dar văd că nu e cazul, pentru că știți și dumneavoastră poveștile astea. Noapte bună, părinți! Toate ființele, cel mai greu duc molile. Molile de ce? Păi tu nu-ți dai seama? Vara stau în blănuri și iarna în costume de baie. Mamico, spune-mi dacă să zicem, am găsit un portofel cu bani, ce trebuie să fac? Ai găsit pe stradă un portofel cu bani? A, nu pe stradă. Așa, gata. Am convocat aici la mine Consiliul de Creație pentru a lua în discuție lărgirea sortimentului de jucării pe care îl fabricăm și... Era și timpul. Copiii cresc și noi ce le oferim? Mă bucur mult că Stambuleanu mă aprobă, dar și eu, la rândul meu, îl întreb: cu ce propunere a venit? Uite, eu am să rog pe Șapanait să ne citească scrisoarea pe care am primit-o de la una din unitățile noastre de deservire. Te rog. Vă aducem la cunoștință că, deși am cerut de mai multe ori să trimiteți jucării conform stasului în vigoare, am primit doar o foarte mică cantitate de păpuși tip hopa mitică cu defect. Adică lipsite de capsula de plumb care produce efectul de menținere în poziție verticală. Vă rugăm să binevoiți a lua măsuri. Mulțumesc. După cum vedeți, e o situație care nu mai poate fi tolerată. Da, dacă îmi dați voie. Poftim. Defectul sesizat la produsul Hopa Mitică se datorează faptului că am omologat o schimbare în tehnologia de fabricație, înlocuind tableta de plumb cu una de plastic.
Am impresia că nu m-ați înțeles. Nu e vorba să analizăm aici cazul Hopa Mitică. Am convocat comisia de creație ca să vedem ce propuneri de noi jucării și jocuri educative avem în dosare și fără să mai pierdem timpul să le punem în fabricație. Da, da. Ar fi, de exemplu, un joc numit Detectivul Electronic. Ia să vedem. Este cât se poate de instructiv și distractiv și are și avantajul că comportă foarte puțin material, fiind bazat pe o schemă simplă, dar solicitând foarte multe imaginații din partea celor 6 jucători. Nu, vedeți, vedeți, tocmai aici ne-am potignit. De ce, domnule? Păi ce părinte este gata să cumpere un joc pentru copilul său la care trebuie să participe alți 4-5 copii? Nu-și spune el oare problema că poate o cumpără alt părinte și atunci puștul său va fi jucătorul invitat? Trebuie să recunoaștem, vă rog foarte mult, trebuie să recunoaștem că e un argument care poate fi luat în seama. Bine, bine, mă rog. Presupun însă că Detectivul Electronic nu e singura propunere de care dispuneți, nu? Nu. Avem un băiat tânăr și plin de imaginație care a compus un joc asemănător cu șahul, dar parcă mai modern. Figurile de șah au căpătat unele atribute prin care, în anumite situații, se supun unor analize matematice simple. În felul acesta, talentului se adaugă și o altă calitate necesară: cunoașterea unor tehnici actuale. Este, dacă vreți, o foarte bună pregătire pentru cei care în viitor ar dori să devină operatori la calculatoarele electronice. Excelent! Excelent! Atunci ce mai așteptăm? Puneți-o imediat în fabricație! Da, numai că s-a evit o dificultate. Ce anume? Noi am consultat mai mulți pedagogi și psihologi și părerile au fost foarte împărțite. Cum asta? Uitați, unii spuneau că nivelul de cunoștințe necesare ar fi superior nivelului de divertisment acceptat. Și în felul acesta, unii copii vor socoti jocul prea dificil, iar alții prea plicticos. Atunci poate aveți alte propuneri. Un moment. Avem în studiu un joc de memorie cu secțiuni din tablouri văzute. De Stambuleanu, te rog foarte mult. Ați uitat că am renunțat la el? Dar nu putem să ne bazăm pe faptul că toți copiii cunosc tablouri de Rembrandt sau Picasso. Are dreptate. Sigur că da. Nemai vorbind de faptul că referentul de specialitate ne-a explicat că în ce privește pictura modernă, există riscul să nu-i dăm niciodată de capăt. Bine, și atunci, ce să răspundem la solicitarea celor care ne scriu? Un moment. Nu vă întreb ce să le răspundem. Un moment. Am eu o idee. Poftim, te ascult. Ziceam să punem în fabricație o jucărie care are o piață solidă, o anumită tradiție și o finalitate educativă. Certă. Adică? Să revenim la plantarea capsulei de plumb și să livrăm din nou pe bunul, simpaticul, neobositul Hopa Mitică. Eu sunt de acord. Propunerea e foarte bună. Nu se sparge, nu se strică și în picioare se ridică. Hopa Mitică! Elevi stamate, ce poți să-mi spui despre Ludovic al XIII-lea? Ludovic al XIII-lea a fost cel mai mare dintre cei 16 frați ai săi. Voi știți, copii, cine s-a bucurat cel mai mult când a inventat Graham Bell telefonul? Spune-o! Un moment, cine, Gigel? Soția lui! Vreau să vă întreb și eu ceva. Te rog. Telefonul a inventat Graham Bell, dar cine a inventat convorbirile adiționale? Stimată vecină, vreau să vă atrag atenția respectuos că băiatul dumneavoastră cântă fals. Ieri l-am auzit cântând aria de Bach și a luat toate notele cu 3 come mai jos. Vă rog să mă credeți că a fost un adevărat coșmar. Da, vă cred, dar băiatul meu nu cântă la vioară. Avem o ușă care scârție. Alo, alo! Cine a lăsat ușa deschisă la ascensor? Dar noi n-avem ascensor, nene. N-avem? Tată, ce e aceea cauzalitate? Unde ai auzit tu cuvântul acesta? Păi la școală, tată. Da, de fapt e și explicabil. Tocmai asta vreau și eu, să mi-l explici. Cauzal, știu și eu. Cum să-ți explic eu ție? Păi așa, cât mai pe înțelesul meu, tată. Vezi tu,
Cauzalitatea e un principiu care conduce lumea. Și cum o conduce, bine sau rău? Nu în sensul ăsta. Vreau să spun că toate fenomenele se produc în virtutea acestui principiu. Virtute, principiu? Tată, vrei să spun ceva? Spune, fiule. N-am înțeles nimic din ce mi-ai explicat. N-ai înțeles? Păi bine, nătărăule, și eu ți-am vorbit pe înțelesul tău. Tată, nu te enerva că nu rezolv nimic în felul ăsta. Hai să o luăm de la început. Deci, ce este cauzalitatea? Bine, să o luăm altfel. Da. Fii atent că-ți rup urechile. Principiul cauzalității explică de ce se petrec anumite lucruri în anumite condiții. Ai înțeles? În anumite condiții. Aha, cu alte cuvinte, vrei să-mi dai un exemplu? Da, uite. Să zicem că tu îi dai una cu piciorul câinelui. Ce face, mă, câinele? Mă mușcă. Bine-ți face. Ai în felul acesta un exemplu simplu de cauzalitate. Cauza pantoful tău, efectul câinele te mușcă. E cam simplu. Da, e ca să presupunem însă că în loc să te muște, câinele fuge. E mult mai bine așa. Taci din gură. Motanul când vede câinele fugind, da? Se sperie și sare pe vazul ferestrii. Lovește cu coada un ghiveș cu flori. Ce se întâmplă mai departe? Ce se întâmplă? Păi uite, ghiveciul cu flori cade în stradă și se sparge, ai înțeles? Iată deci un lanț de întâmplări legate între ele prin cauză și efect, adică o serie de fapte care se înlănțuie între ele în baza principiului cauzalității. Ai înțeles? Așa da, acum e clar! Uf. De ce ai? Te văd că am supărat. Păi din cauza mea tale mi-a dat nota 2. Da, cum așa? Pentru că m-a ascultat la principiul cauzalității. Și? Păi am făcut exact cum a învățat mea tale. Cum? Am luat cu mine câinele și pisica. Așa. Eu am dat una cu piciorul câinelui care a luat-o la fugă. Motanul s-a speriat și a sărit pe pervazul ferestrei. Și? Păi și-a răsturnat ghiveciul cu flori care a căzut în curte și s-a spart. Foarte bine, și de ce ți-a dat nota 2? Pentru că ceea ce nu mi-ai spus, matale, era lucrul cel mai important. Ce anume? Că ghiveciul o să cadă în capul directorului. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Nu e glumă, nu e glumă. Ne-mai pomenit. Hai, spune-ne și nouă. Ai, vă uimiți. N-ai uimit. Ați de înserat, înserat. Nu e glumă, nu e glumă. Un băiat m-a oprit și ce-a putut să spună? Stimată domnișoară, văzări seară de seară, lune când pe ulicioară, cu un pas de căprioară, ați trecut cea seară, iară, erați foarte singulară, foarte autoritară și puțin bizară. Vă văd zilnic așadar, și-a început să mi se pară, într-un fel, ce mai încolo? Și eu se topește.
Astăzi seară, dragi părinți, am să vă spun povestea cu Scufița Roșie și Lupul cel Rău, așa cum a fost repovestită pentru Hollywood. Ci că într-o zi, pe când Scufița Roșie trecea prin codru de la Beverly Hills, i-a ieșit în cale un lup uriaș, confecționat de firma Ho-Ho în Do-You-Do, specializată în sperietoare pentru copii. Lupul i-a explicat Scufiței că pe baza informațiilor pe care le deține de la un birou de detectivi particulari, fetița mergea să-și viziteze bunica, ce locuia într-un ranch din mijlocul pădurii. Într-adevăr, așa e, recunoscu Scufița. Și acolo, în coșulețul acela cochet, ce-i duci? Se interesă pe departe Lupul. Câte ceva de aleguri, niște conserve beef, ceva brânzeturi franțuzești și câteva sticle de whisky Johnny Walker. Lupul cel Rău, care între timp devenise flămând și însetat, îi ură fetiței drum bun și se făcu nevăzut, dar nu pentru mult timp, pentru că avea de gând să urzească un plan dintre cele mai criminale și pline de suspans Eastman Color, pe ecran lat în două serii și versiune separată pentru televiziune. Când ajunse Scufița la ranchul bunicii, care nu-i fu mirarea să constate că bunica ei se găsea bolnavă în pat, bine acoperită de pături, iar fața abia îi se mai zărea de sub scufie. Bine ai venit, fata mea, spuse bunica cu o voce care semăna acum foarte mult cu cea a lui Telly Savalas. Mi-a adus doctoria aceea mea, care mă pune de fiecare dată pe picioare. Mă refer la cel mai bun whisky din lume, pe care îl beau eu și toți fermierii din prejur. Da, spuse fetița și vrut să-i întindă coșul. Atunci Lupul cel Rău, căci el se ascundea bine machiat în rolul bunicii, se repezi vrând să o înghită și pe nepoțică. Dar n-a fost să fie. Cu o mișcare pe care ar fi invidiat-o și John Wayne, nepoțica scoase din coș un colt care avea butoi, dar nu cu bere, nici cu whisky, ci cu cartușe pentru lup și pac, 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 Lupul cel Rău se transformă în Happy End. Însă, guest star în rolul Scufiței, Sophia Loren. În Lupul cel Rău, Marlon Brando. În pauză, Hot Chocolates. De ce nu ți-ai făcut problemele la matematică? Să vedeți, de fapt, vă rog să mă scuzați. Să te scuzi. Am să spun nota 2 și am să vorbesc cu tatăl tău. Să discut cu tatăl... Auzi chiar, ce e tatăl tău, Georgescule? Inspector. Inspector? Da. Și zici că n-ai putut să-ți faci probleme. Uite, bine, te iert pentru ultima dată. Mulțumesc. Pentru... Și ce fel de inspector e, mă? Școlar? La ITB. Art, la ITB? Da. Nota 2, Georgescule! Și altă dată să nu mai vii cu probleme nefăcute. Unde te trezești aici? În tramvai? Poftim? Dar de ce i-a pus profesorul nota 2 lui Georgescu? Pentru că n-a învățat, puișor. Da, dar când i-a spus că tatăl său e inspector, de ce a vrut să-l iert? Pentru că a crezut că e inspector școlar. Și dacă era inspector școlar, nu-i punea notărea? Nu știu, puișor, asta era o glumă. Ce glumă? Că și eu i-am spus că tata e inspector și m-a iertat. Cum ai putut să-i spui așa ceva? Păi nu înțelegi, mămico? Dacă îi spuneam că tata e responsabil la autoservis, m-a ascultat de fiecare dată. De ce? De ce? De ce? Cine? Care? Cum? Și unde? De ce? De ce? De ce? Cine? Cine ne răspunde? De ce când tata e supărat, țipă întotdeauna la telefon? De ce noaptea când nu vreau să dorm e întuneric și ziua când mi-e somn e lumină? De ce se duc oamenii la pescuit? Noi avem pe unul la școală care e mincinos și fără să meargă la pescuit. De ce tanti Vasilescu, care stă la parter, are 5 copii, iar noi care stăm la etajul 3 nu avem niciunul? Da, calul, dacă vrea,
poate să țină degetul în gură? Dar elefantul, dacă vrea, poate să urce în tramvai? Mamico, da, când plouă, cine udă florile? Sunt strănuta pisica. Trebuie să-i spun noroc? Dacă ție ți-au adus acasă un vrădior, cine n-a fost cu minte, tu sau el? Tăticule, matale ai putea să-l bați pe Cassius Clay. De ce bunicii sunt buni și socrii răi? Dacă iau doctoria asta, mă mai pui să spun și poezia? Bunico, pisica e nevasta cățelului? Nu? Atunci, de ce se ceartă mereu? Mamico, statuile nu se duc niciodată acasă? Rechinii mănâncă oameni? Și când nu găsesc oameni, cu ce se hrănesc? Mamico, cine a cocoșat Camila? Taticule, leul ăla urât și rău e directorul circului? De ce, 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 de ce și de ce? De ce, de ce, de ce, de ce, de ce și de ce? În oglindă cu mistă cravata, da, și se... Da, știi, tatăl meu e foarte urât, da? Tot timpul, da, tot timpul cât stă acasă se ascunde în spatele unui ziar. Gigele, ce-ai făcut cu papagalul, Gigele? I-am dat drumul pe fereastră, mamico. Cum ai putut face una ca asta? Nu-ți face griji, mamico. L-am învățat să spună corect adresa și numele nostru. La 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 la. Pentru copii. Și mă rog, ce-ai dorit tu? Măcar un trenuleț electric sau o Dacie, ceva. Ia te uită la el, să te prind eu că te urci la volanul mașinii lui tata să-i o strici. Nici o grijă, mămico, știu că numai matale ai voie. Ei, știi, uite, pentru tine o să-ți spun un trenuleț electric. Trenulețul e grozav, dar are un claxon, să jur că-i rață. Ha,
Aici se vând jucării pentru copii? Aici ce doriți? Am o reclamație. Copilul meu a cumpărat de aici un balon și când a venit cu el acasă, mi-a dat cu el peste țigară. Și s-a spart balonul? Nu, s-a stins țigara. Curios, foarte curios. Vorbiți cu responsabilul magazinului? Manole Pavel Dan. Ora veselă, domnilor, ore vesele, dragă-n zbor, către inimile tuturor. Nu, noapte bună copii, voi vă duceți la culcare. Mie nu mi-e somn. Dacă toți ascultătorii emisiunilor de umor ar spune la fel. Eu vreau să mă mai joc. Bine, puișor, în cazul acesta transmitem în continuare. Pentru mici și pentru mari, tați, bunici sau preșcolari. Să-mi răspundeți ca la școală cine este cel ce face partea tehnomuzicală. Nu, răspunsul la întrebare nu ne pare dificil. Asta știe și un copil. Să vă ascult și mai departe, să-mi răspundeți ca la carte. Cine în diferite roluri, roluri mari sau roluri mici, au venit la noi să joace roluri de actori comici? Noi îi știm, îi știm, îi știm! Însă nu știm să citim. Cine oare învață ce să spună fiecare, cum să râdă, cum să tacă, ce să zică, ce să facă? Cine-i peste ei mai mare ca un comandant de oști? Spune tu dacă-l cunoști. Formidabil, extraordinar, ce copil precoce, ce spirit de observație, ce ureche nemaipomenită. De unde știi tu, băiețel? Păi m-a învățat chiar el. Eu pe oceane îndrăzneț cu nava am pornit. Nu mă speriam în cale de nimica. Nici eu nu m-aș fi speriat, doar dacă negreșit era cu mine acolo și mămica. Și cer și ghețuri și zăpezi la pol am înfruntat. Nu m-am temut de ele, fa să zică. Nici eu la polul nord de fric nu aș fi înghețat, fiindcă precis aș fi înghețat de frică. Mi-e frică ce să fac, mă sperii și tunac. Și dung în dac și dung în sac, vreau pe uscat când sunt pe lac. Nu not chiar dacă am colac. Mi-e frică să nu facă pac, mi-e frică. Ce să fac? Mi-e frică. Ce faci când e furtuna afară și a fulgerat? Mă bag sub pat și stau până când trece. Dar dacă apare un șorițel, tocmai când e sub pat. Când mă vedea cum tremur o să plece. Dar dacă o injecție tu trebuie să faci, o fac, dar fără ac vreau să mi-o facă. Și dacă te îmbolnăvești și după aceea saci, lăsați-mă cu atâția dacă. Mi-e frică, ce să fac? Mă sperii și tunac. Și dung în dac și dung în sac, vreau pe uscat când sunt pe lac. Nu not chiar dacă am colac. Mi-e frică să nu facă pac. Mi-e frică, ce să fac? Știi, trebuie să-ți spun că de multe ori am păreri diferite de cele ale tatălui meu. Da? Serios? Serios? Și el ce spune? Acceptă această situație? Păi nu știe. Ascultă, nepoate. Da, bun.
bunicule? Nu există o bucurie mai mare decât să faci totul cu mâinile tale. Dar, matale, ce meserie ai avut? Cofetar, puișor. Noapte bună, părinți. A fost odată ca niciodată un împărat care a dat poruncă să-i se facă cele mai frumoase veștiminte din câte se află pe lume. I-au făcut croitorii tot felul de veștiminte, care de care mai scumpe și mai alese, dar împăratul tot nemulțumit se arăta. Atunci s-au găsit doi specialiști în haine false care l-au asigurat pe împărat că veștimintele pe care le vor face ei vor fi într-adevăr cele mai fără de seamă pe lume. Așa au spus și toți cei din preajmă și așa a crezut și împăratul, care era chiar gata să-i răsplătească pe cei doi hoți de croitori, când nu se știe de unde a răsărit un plichindel care a început să strige: regele e gol, regele e gol, mă rog, restul știți și dumneavoastră din basmul lui Andersen de pe vremea când erați copii. Ceea ce nu știți însă e ce a pățit ăla micu când a aflat taică-sul isprava. Mamă, mamă! În definitiv, dumneavoastră, cum ați fi procedat? Vă rugăm să ne scrieți pe adresa redacției, căsuța poștală numărul 111, pentru ancheta emisiunii de divertisment, cu mențiunea: noapte bună, părinți! Toate astea mi s-au întâmplat din cauza fiului directorului. Nu numai că m-am trezit pe drumuri, dar mi-a legat și o tinichea de coadă. Ah, și eu cât te-am îndurat din pricina lui? E, da, dar eu sunt câine. Tata, de ce are lebăda gâtul lung? Ca să nu se nece în cazul în care ar crește prea mult nivelul apii. Ce zici, dragă, ce copil deștept avem? Știe toate cifrele până la 10. Bobiță, puiule, ia spune-i tu, tăticu, ce cifră e asta? 6. Și asta? 2. Dar asta? 0. Ce spui? Ce formidabil! La nici 5 ani, dar cine l-a învățat? Păi cine alta decât mama? Și tu care ziceai că... nu-i așa, puișor, că bunica ți-a arătat cifrele? Da, a zis să vă facem o surpriză. Alaltăieri, înainte să plece la satul mare, la tata Timarioara, da? M-a învățat cifrele și eu i-am promis că până vine am să le, să le exersez în fiecare zi. Draga de ea, e o comară la casa omului. Ai exersat? Păi sigur că da. Ia spune tu, Bobiță, tu poți să faci la telefon numărul ăsta? Ia, care, uite, ia. 23, da. 40... Să nu mai e cu 20, că ăsta l-am învățat, tăticule. Mai bine spune-mi-le pe rând, bine? Bine, așa. Așa. Vă să zic că 2... 2... 3 și 3 4 4 7 7 nu băga și 1 și fără și 1 3 și 3, gata. Opa, sună. Staci. Alo? Grigore, eu sunt. Știi cine a format numărul? N-ai să ghicești niciodată. Nu, să nu-ți vine să crezi, știi cine? Feciorul meu, Bobiță. Da, abia peste o lună face 5 ani, dar știi că apeapă toate cifrele. Dar spune și tu, nu-i genial? Mm-hmm.
Am sosit, draga mea. Unde ești? Of, aici, dragă, în pat. Aoleu, dar ești bolnavă? Ce s-a întâmplat? Ai gripă? Nu. Aoleu, inima. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Da. Cum adică? De ce s-a întâmplat? A venit nota de plata telefonului. E, și ce e cu asta? Nu vine în fiecare da, lună? Da, dar uite-te și tu. Ia să... Dar nu văd nimic anormal. 800... Ce? 838? Nu se poate. Nu se poate. Au greșit la adiționale. Am să reclam. Am să mă duc Am reclamat eu. N-au greșit. Aoleu, capul. Inima. Dragele mele, ce fericită sunt că mâine pe la ora asta o să-l revăd pe Bobiță, scumpul meu nepoțel. E, nici nu știți ce copil deștept e. Înainte să plec, i-am dat numărul de telefon de aici. Așa. Și de o lună de când am venit la satul mare, mă sună în fiecare zi. Ba chiar și de două ori pe zi. Închipuiți-vă, n-are nici 5 ani și știe toate cifrele. Da. Ce fericiți trebuie să fie părinții lui. Ascultă, George, da. Trebuie să fim mai atenți când discutăm în prezența fiului nostru. Pe urmă îmi pune întrebări la care nu știu ce să răspund. Serios? Și ce te-a întrebat? M-a întrebat dacă cineva care câștigă la loz în plic are destui bani ca să ia o bicicletă. Ia ascultă, Gigele, ce-i cu vânătaia aia la ochiul stâng? Păi, mamă, altădată o să se învețe mintea să nu mai sară la bătaie. Vai, da ce întâlnire plăcută! Cu mine vorbiți? Da, cu dumneavoastră, ce laiba, măi, tache, ce nu mă mai ții minte. Vă rog să mă iertați, dar e fără îndoială o confuzie. Ce confuzie, omule! Doar am fost colegi de școală, de clasă, ce mai aproape de bancă. Tu stăteai pe rândul 4 lângă geam în banca a doua, iar eu stăteam în spatele tău, ți-aduce aminte? Ah, da, parcă... Da, e mult de atunci. E mult, dar eu ți-o minte totul și cred că și tu. Hai, nu mai face pe nebunul, că n-am de gând să-și cer să-mi faci rost de bilete de odihnă pe litoral. Dar n-ai să spui că nu-ți amintești cum chiuleam împreună la lecțiile de matematică. Da, să știi că nu știu cum, dar încep să-mi amintesc. Vezi, puteai să-ți amintești mai repede, pentru că n-am venit să-și cer să pui o vorbă. Am mașină și nu mă interesează. Da, serios? Tot un dezinteresat ai rămas, măi, tache. Acu te recunosc. Te recunosc de-a binelea. Crești eu când am să-ți mai spun că nu mă interesează nici relațiile tale la universitate, că fiul meu e în anul 2. N-ai să mai ai niciun motiv de amnezie. Ești dat naibii, măi, tăchiță, mă. În cazul acesta te rog să mergi, dar nu mai înțeleg ce te-a făcut să-ți reamintești de mine, fostul tău coleg de școală. E foarte ciudat. E un caz cu totul ieșit din comun. Părinți ascultători și neascultători, în cele ce urmează vreau să vă vorbesc despre dificultățile pe care le întâmpină unii copii în educarea unor părinți. Unor, pentru că de bună seamă nu e cazul să generalizăm și n-ar fi tipic să afirm că toți tații și toate mamele sau majoritatea lor n-ar fi atins un grad înaintat de nivel părintesc în măsură să le asigure acel ascendent necesar ca să obțină rezultate remarcabile în promo... E prea complicat? Bine, am să vă vorbesc mai pe înțelesul tuturor. Să luăm cazul lui tată, pe care eu îl cunosc foarte bine. Vine acasă și dă buzna la masă. Aglaie, mi-e foame! Păi sigur, lui cine să-i spună să meargă mai întâi să spele mâinile? Să spună, sărut mâna nevastă! Și numai după ce e poftit să se așeze la masă, civilizat! Civilizat! Ce cuvânt! Acesta este un concept care a fost inventat special pentru copii, cei mari! Mă rog, iată-ne deci la masă!
Dacă supa nu e prea fierbinte, dar nici prea rece, adică e tocmai bună de mâncat, tata mănâncă în timp ce băiatul trebuie să povestească ce s-a întâmplat azi la școală. Dacă soția, mama băiatului întreabă: „Dar la tine, Costică, ce se mai aude?” Costică răspunde scurt și clar: „Nu e treaba ta.” Și atunci mama îl întreabă tot pe băiețel de harta pe care chiar ea i-a croșetat-o și de legenda pe care a făcut-o însemnând munții cu tort de ciocolată, marea cu vișinată și livezile cu mere și nuci. „Păi sigur”, spune atunci tata, „că fără plocoane mnea lui nu e stare să treacă la geografie.” Unde are dreptate are și unde n-are, n-are. Că chiar la felul 2 îi spune mamei că i-a făcut roz lui nenea de niște pinoc gri din ăla roșu de s-a făcut negru la față Georgescu când l-a văzut. „Care nene?” a întrebat ăla micu, care din câte știe n-are niciun unchi. Și atunci tata i-a răspuns scurt și clar: „Tu nu te băga că ești mic.” Dar mama i-a explicat pe urmă că acolo la servici tata are un nene mai mare și că așa se cade, ca de la nepot la unchi, să-i mai aducă o atenție, ceva fără de care nici lui tata nu-i motivează absențele. După ce s-a terminat masa, tata zice că are ceva de lucru și că trebuie să mediteze în fotoliu și că dacă sună pisoloagă aia de la secretariat, „Tu, Gigele?”, răspunzi la telefon că nu e nimeni acasă, ceea ce, după cum se observă, e o minciună. Și noroc că pisăloaga n-a sunat, că altfel cine știe ce încurcătură mai ieșea. O altă meteahnă a unora dintre părinți este dorința lor permanentă să se laude cu inteligența noastră sclipitoare și cu numeroasele noastre talente. Degeaba insistăm și le atragem atenția că modestia este podoaba cea mai de preț a omului, că nu trebuie să arăți altora că ești mai presus de ei sau de copiilor. Personal am asistat la unele situații cât se poate de neplăcute, când un tată zelos îi spunea față de șeful său: „Ia spune-i tu, Gigele, lui nenea cine bate azi în deplasare, ca să vadă și mnea lui că până și un copil știe azi mai mult fotbal.” Sau mama, care a zis când toți musafirii erau cu gura plină de tort și s-a făcut puțină liniște: „Ia spune tu, puișor, poezia aia Vine, vine primăvara de George Coșbuc.” Cât despre păstrarea unor lucruri în bună stare, ce să mai vorbim? Dacă eu mi-aș fi stricat de atâtea ori trotineta, de câte ori și-a pocnit tata mașina la parcare, mamă, mamă, ce muzică aș fi auzit! De aceea stau și mă gândesc: de ce pe părinții ăștia nu i-a educat cineva de mici? Că vorba aceea, cum îi crești, așa i-ai. Chiar, ia să văd ce fac ai mei. O clipă dacă îi scap din ochi, tata s-a și instalat la televizor, iar mama la telefon. Poftim! Și mie cine-mi face lecțiile? Noapte bună, părinți! Dragi părinți, astă seară o să vă povestesc o poveste plină de învățăminte. Se făcea că undeva, departe, ați adormit. Formidabil, ce minuni poate face o emisiune cu... cu glume, cu muzică, te face să te relaxezi, te înviorează și... noapte bună! Yeah.
oprit. Însă visul de copil cu minte nu rămâne ascuns pentru-n părinte. Nici nu bănuiam surpriza când de ziua mea eu m-am trezit înconjurat de ce-am visat. Teatru de păpuși, a vieții scenă puse în buzunare. Teatrul de păpuși a fost întâiul meu abecedar. Teatrul de păpuși făcea din odăița mea o lume. Tot eu eram actor, tot eu și spectator. Gavrilaș, te cheamă șeful. Ce i-ai spus? Ce să-i spun? I-ai spus că sunt aici. Păi de unde să fii? Spune că nu m-ai găsit. Cum să-i spun așa ceva? Doar are nevoie de dumneata. Ești o rea. Asta ești. O rea. Gavrilaș? Unde mi-ai fost până la ora asta? Eu? Dumneata, ce mai vezi pe cineva pe aici? A, da, da, am întârziat. M-a trimis mama. Nevasta se ia o pâine. Foarte frumos. Dacă vrei să-ți ajut soția, scoală-te mai devreme. Mai devreme? Păi nevastă mea și așa mă scoală cu noaptea în cap. Mă rog, nu pentru asta te-am chemat. Chiar, de fapt, cu mine a stat de vorbă și alaltăieri. Nu credeam că o să mă scoateți și astăzi. Să te scot? Da, vreau să spun să mă scoateți din lucrarea pe care o am. Păi pentru lucrarea aia te-am chemat. Ai terminat-o? Da, am terminat-o. Și unde e? Vreau să vă și eu. Vă rog să mă scuzați, dar am uitat-o acasă. Cum ai uitat-o acasă? Dar ce, dumneata, execuți lucrările de birou acasă? Nu, de fapt am făcut totul aici, dar am luat acasă opisul ca să scriu frumos, caligrafic. Aici n-am condiții, știți, Vasilescu mișcă birou. Asta mi-a răsturnat călimara pe dosar. Scuze. Și chiar vreau să te întreb. Mi-a spus secretara că n-ai vrut să vii când te-am chemat. Mioara e o pârcioasă. Eu n-am spus că nu viu. Cum o să spun așa ceva? Dacă vreți să știți, nu înțeleg de ce mă chemați numai pe mine. De ce nu-l chemați și pe Dumitrescu? De ce nu-i cereți și lui lucrarea? Dumitrescu este un element foarte bun. N-am nimic să-i reproșez. E bun pentru că... Adică știți și noastră de ce. Și știm și noi cum lucrează. Toată ziua cere bile de voie până afară și se fumează. Decât să vezi paiul din ochiul altuia, mai bine te-i pune pe treabă. Altfel nu văd cum ai să promovezi. Știu că n-am nicio șansă, că dumneavoastră mă țineți în aceeași clasă de retribuție de 3 ani. Așa nu mai merge. Am să mă mut, să știți. Am să mă transfer. Of. Gavrilaș, când o să te mai maturizezi și dumneata odată? Te porți ca un copil. Da, ca un copil. Și chiar mă gândeam. Nu vreți dumneavoastră să mă adoptați? N-aș avea o bucurie mai mare decât să vă consider ca pe un adevărat tată! Tăticule! Actul 2. Gavrilaș Ștefan. Aici. Te rog să poftești la mine. În ce problemă? În problema formelor de relief. Eu zic că ar fi mai bine să amânăm discuția. Știți, n-am avut timp să fac deplasarea pe teren și nu mi-am făcut documentarea. Gavrila Ștefan, constat că situația dumitale este cât se poate de gravă. Asta e părerea dumneavoastră. Aveți dreptul să vă susțineți, dar nu uitați că și eu am dreptul la replică. Dacă îți dau și astăzi un 4, rămâi fără replică. Consider că faceți dovada unui subiectivism excesiv. Ce spui? Vă rog să țineți seama de faptul că acasă nu am condiții de lucru. Am o familie grea. Tata, în loc să mă ajute, vrea toată ziua să joc table cu el. Table. Iar mama mă trimite să fac tot felul de cumpărături. În plus, am și 4 bunici care îmi spun tot felul de povești. Și măcar dacă ar vorbi pe rând. Ar mai fi ce ar mai fi, dar ei vorbesc toți odată. Și să vă văd pe dumneavoastră, cum ați mai studia chestiunea formelor de relief într-o asemenea hărmălaie? Îmi pare rău, dar nu mai pot să te amân. Te amendez cu nota 4. Foarte bine, dar să știți că o să mă adresez comisiei de arbitraj. Sunt sigur că o să aibă o poziție mai obiectivă. Epilog. Bună ziua, Fănel. Salut, bătrâne! Ce mai nou pe la servici? Mai nimic.
M-a chemat astăzi directorul. Și mai mult, ca sigur că iar ai încasat o săpuneală. Da, da, de data asta este pentru ultima oară. Serios? Vrei să te pui pe treabă? Nu, mă mut la altă unitate, pentru că mă persecută. N-ai să te muți nicăieri. E un serviciu bun și ai un șef cum se cade. A trebuit să dai dovadă de mai multă voință. Mă rog, ce... și pe la tine ce mai e? Necazuri. Las că știu eu. Astea sunt pretexte ca să nu mergi cu mine la meci. Ai, și ce-i cu asta? Hai să mergi singur. Pe dracu, ce nu știi? Singur nu mă lasă maică ta la meci. Nici ruptul campului. Mergi cu mine. Olimpia, da? Cât am plinit al tău? 3 ani? Da. Când zici să trec să-ți văd și eu flăcăul? Vino când vrei. Dar așa, în jurul orii 2 noaptea. Atunci e cel mai vioi și se joacă frumos. Poftim, vecine. Ăsta-i cuiu cu care feciorul dumitale mi-a zgâriat mașina. Vai, vă mulțumesc. Noi păstrăm cu atâta bucurie toate fleacurile astea cu care puștul nostru a făcut atât de năsbâtice. Muchi, muchi! Mămico, vreau să mă aduc să mă joc în curte. Parcă ne-am înțeles? Să stai în casă, da? Da, mamico, mi-am făcut pedeapsa, gata. Acum lasă-mă să mă și joc. Da? Iar să te joci? Dar până acum ce ai făcut la tranzistor? Că numai pentru voi au fost... Jucării pentru copii. Fantezii și melodii. Radio Divertisment de Eduard Juri. Și mă rog, ce-ai dorit tu? Măcar un tremuleț electric sau o Dacie, ceva. Ia te uită la el, să te prind eu că te urci la volanul mașinii lui tata să-i o strici. Nici o grijă, mămico, știu că numai matale ai voie. Ei, știi, uite, pentru tine o să-ți pună un trenuleț electric. Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru. Trenulețul e grozav, dar are un claxon să jur că-i rață. S-au jucat și au jucat pentru cei mari și pentru cei mici Dem Rădulescu, Rodica Popescu-Vitenescu, Ion Lucian, Rodica Sanda-Țuțuianu, Coca Enescu, Nicu Constantin, Paula Rădulescu, Valeria Ogășeanu, Alexandru Arșinel, Janin Stavarache, Alexandrina Hali, Ileana Șerban, Adelina Rădulescu, Genoveva Preda și Ștefan Mihăilescu Brăila. Redactor muzical Ion Barta. Aici se vând jucării pentru copii? Aici ce doriți? Am o reclamație. Copilul meu a cumpărat de aici un balon și când a venit cu el acasă, mi-a dat cu el peste țigară. Și s-a spart balonul? Nu, s-a stins țigara. Curios, foarte curios. Vorbiți cu responsabilul magazinului? Manole Pavel Dan. Aveți balonul la dumneavoastră? Da. Umflați-l. Gata, s-a rezolvat.